Salut! Chiar dacă este un canal de motovlog, în acest videoclip nu te aștepta să vezi liniuțe, motociclete pe o roată sau mai știu eu ce lucruri ieșite din comun. Să știi că nu tot ce este ieșit din comun este bun, frumos sau atrăgător. De altfel, dacă e să ne gândim ce înseamnă bun, ce înseamnă frumos și ce este cu adevărat atracția, hai să lăsăm subiectele astea pentru alte vloguri și le vom discuta altă dată, dar să-ți dau doar un hint. Nu există nici frumos, nici urât, nici nimic. Astea sunt prototipuri setate de noi. Despre ceea ce vreau eu acum să spun este tristețea din societate raportată la viața de motociclist. La prima vedere nu au nici cea mai mică legătură, nu? Cum putem traduce tristețea în termenii noștri ai motocicliștilor? Simplu. A cădea, a ploua, a nu putea merge cu motorul, a fi iarnă, a ninge. Asta dacă nu schiezi. Motociclismul nu este adrenalină, la fel cum nici tristețea nu este societate. Și gândește-te puțin la asta. Adrenalina doar se regăsește în motociclism, la fel cum și tristețea se regăsește în societate. Motociclismul este un element important societății. Dacă stăm să ne uităm puțin în jungla în care trăim, jungla aia în care stăm câte 2 ore la semafor. Lucrez la un abecedar al motociclistului. Mai exact, ce este motocicleta, componentele ei, motociclistul și echipamentul reflectate în viața noastră de zi cu zi. Mai pe scurt, un fel de metafore care te ajută să înveți să fii om, lucru pe care puțin oameni îl știu sau lucru puțin stăpânit de marea majoritate a mesei. Motocicleta este, motocicleta există, dar cât timp? Atât timp cât merge. Căci poate s-ar întâmpla că dacă ar înceta din a merge, să înceteze în același timp de a fi. Chiar din a fi motocicletă. Motocicleta oare este acel lucru care merge sau doar acel obiect care stă și ar putea merge?